Hello, happy friends, și bine ați revenit! Dragilor, invitatul nostru de astăzi, actorul Conrad Merikofer, este chiar acum la Creator și este pregătit să intre în jocul nostru. Crede el că e pregătit. Conrad, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Într-o zi în care ai fi putut face ceva altceva, tu ai venit aici și ne-ai onorat invitația. Eu sunt flatată. Am foarte multe întrebări, nu știu, eu sper că ești pregătit. Sunt foarte pregătit și asta voiam să spun. Nu am avut o zi tocmai bună până acum și așteptam momentul ăsta și sunt bucuros că am acceptat să vin aici, pentru că sunt convins că o să mă simt mult mai relaxat și mai bine după aia. O să te bine dispună acest interviu. Să poți citi gândurile oamenilor sau să te poți teleporta? Greu. Să mă pot teleporta, nu vreau să le citesc gândurile. Să poți zbura pentru o zi sau să fii invizibil pentru o zi? Să zbor. Să fii mușcat de un vampir sau de un păianjen radioactiv? Păianjen radioactiv. Spider-Man. Paris sau Londra, nu te mai întreb că știu. Numai sărat sau numai dulce? Pentru totdeauna. Doar sărat sau doar dulce? Dulce. Dulce. Să poți călători oricând în trecut, nu neapărat în trecutul tău. Sau oricând în viitor? În trecut. Zi sau noapte? Zi. Teatru sau film? Teatru. Carte sau film? Carte. Mai mult sau mai puțin? Nu vreau aici mult o să zic că mai puțin viața, nu. Mai mult. Să locuiești pe plajă sau în vârf de munte? Vârf de munte, lejer. Să rămâi blocat pentru totdeauna pe insulă, da. Postie singur cuc sau înconjurat doar de oameni super enervanți? Cei mai enervanți oameni pe care ți-i imaginezi sau pe care îi cunoști? Înconjurat de oameni enervanți. Să fii obligat să te muzi într-un oraș în altul, odată la 6 luni, niciodată în același, mereu altul, cu cortul așa, sau să nu mai poți părăsi niciodată orașul natal? Lejer prima. Prima. Să ai toată viața un corp perfect, dar o inteligență sub medie, sau un corp mediocru și o inteligență peste medie? Hai să zicem a doua variantă. Fii atent, să ai un job groaznic, dar care să-ți permită să te pensionezi și să trăiești foarte bine pentru tot restul vieții după 10 ani. Sau să faci your dream job, dar până la final. Până în ultima asta, zi. A doua. Să, da. Jobul vieții tale. Să cunoști și să înțelegi toate misterele universului sau să știi de dinainte toate urmările deciziilor pe care le vei lua vreodată, considerând că în prima nu e inclusă și a doua, că altfel... O, Doamne, prima variantă. Misterele universului. Să trăiești în universul Game of Thrones sau Star Wars? Game of Thrones. Da? Da. Da, nu? Să fii înconjurat pentru eternitate de proști fericiți sau de genii depresive? De proști fericiți. Să fii perceput, nu contează cum ești de fapt, dar cum ai fi perceput? Drept o persoană bună la suflet, dar mediocră, sau drept una malefică, dar genială? Malefică. Să experimentezi eșecul sau să nu accepți provocarea? Să experimentezi eșecul. Să duci o viață grea în lumea a treia? Sau să duci o viață virtuală, unde toate visele ți se îndeplinesc, dar despre care ai ști că e o viață virtuală? O viață într-o lume virtuală. A doua. Să ai o piele cameleonică, care schimbă culoarea în funcție de emoția pe care o resimți în momentul respectiv, dar așa radical, da. Verde, roșu, albastru. Sau să îți apară tatuaje mișcătoare pe tot corpul, care trădează toate activitățile din ziua respectivă. O să fie, să fie un Conrad mic care face... Ăsta cu Conrad mic. Măcar poți da. Să le acoperi. Să-ți pierzi toți prietenii, dar să-l poți păstra pe cel mai bun, sau să-i pierzi, să-l pierzi pe cel mai bun și să-i păstrezi pe ceilalți? Să-ți pierzi mirosul sau capacitatea de a percepe culorile? De ce? Trebuie să aleg, da? Da, bine. Și mie mi se pare să nu mai vezi apusul în culori sau... Hai, să culorile! Și mare. Uite, vreau să pierd culorile. Na. Da? Ești printre foarte puțini oameni care zic asta. Și eu tot asta, așa. Pentru că mirosul întotdeauna îmi trezește mult mai multe amintiri și senzații decât culorile. Nu știu. Așa e. Da. Deși să nu mai văd culorile apusului. Nu, e grea. Să nu mai fii nevoit să muncești niciodată, dar evident să duci o viață foarte ok, sau să nu mai trebuiască să dormi niciodată fără să te simți obosit. Aia e prima. Da? Da. Nu mai muncești.
Să rămâi blocat timp de o săptămână într-o cameră obscură sau într-una în care lumina nu se stinge niciodată. Nu mai lumină, să nu mai intre. Într-una cu lumină, da. Măcar poți să închizi ochii. Cea mai grea? Să trăiești pentru un an întreg într-o casă doar cu femei sau doar cu bărbați? 100. Doar cu bărbați. Doar cu bărbați.